Direcția Generală de Asistență și Protecția Drepturilor Copilului Olt a decis să deruleze și în această vară la Slatina atelierele de vacanță. În cadrul acestora, minorii instituționalizați care nu pot merge la munte sau la mare au șansa de a se distra și de a-și dezvolta abilitățile și pasiunile. Foarte frumos, îmi plac mult și da, matematica sunt așa și da... În ce să recuperezi? Da, în ce să recuperez. Și aș mai dori să mai vin pe parcurs. Foarte frumos, facem diferite activități. La ce atelier ai participat? La pictură și la bowling. M-a fost foarte bine și cel mai mult mi-a plăcut la matematică cu exercițiile. Avem 11 ateliere, ele îmbină partea teoretică cu partea practică și distractivă, pornind de la lectură, matematică, desen, teatru, pictură, activități sportive, artistice, de dans, de menajii. E un moment și sunt atelierele în care ei capătă deprinderi de viață, dar învață într-un mod distractiv și recuperează lacunele educative. Cu ajutorul profesorilor voluntari, copiii vor recupera, într-un mod plăcut, și cunoștințele ratate pe durata anului școlar care abia s-a încheiat. Cursurile de limba română și matematică sunt destinate în special celor din ultimul an de gimnaziu, pe care îi așteaptă primul examen important din viața de elev. Pentru mine e o experiență inedită. Este prima dată când vin și mă bucur foarte mult. Și facem treabă pe două planuri. Facem și treabă, facem și distracție, să ne simțim bine că e vacanță. Dar facem după aceea, o să ne facem un program în care să fie și lecții, lecții efectiv de recuperare, de anticipare a clasei care urmează. Activitățile din cadrul atelierelor de vacanță se desfășoară zilnic pe durata vacanței de vară timp de câte 2 ore. Copiii instituționalizați din Caracal iau parte la biblioteca de vară organizată de municipalitate în parcul Constantin Poroianu, în timp ce cei din Corabia vor pleca cu ajutorul unui parteneriat încheiat cu forțele terestre ale armatei într-o tabără la munte.